Un tânăr în vârstă de 19 ani care deține permis de conducere de numai o lună s-a ales cu amendă în valoare de 2900 de lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru 4 luni. Acesta a fost depistat circulând cu 135 de km pe oră în localitate. Tânărul era din județul Galați, acesta nu s-a bucurat prea mult de permis, ca și rămas fără el. Potrivit sursei citate, polițiștii biroului, drumuri naționale și europene au oprit în trafic pe DN25, în comuna Liești, un autoturism pe care aparatul radar îl înregistrase circulând cu 136 de km pe oră, pe un tronson de drum cu viteză maximă legală admisă 50 de km pe oră. La volanul autoturismului au identificat un tânăr de 19 ani din Comuna Liești în urma verificărilor, constatând că acesta avea permis de conducere din data de 31 martie 2022. Tânărul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2900 de lei și e suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de patru luni.